bună seara! Bună seara! Bună, Româna, bine ai venit! Și, bă, chiar felicitări! Bă, da, mulțumesc! Nu, da, eu am fost foarte surprinsă. N-ai tu nicio vină, în ghilimele, nu, că clar, ești n-am, dar aici e vorba și de multe lucruri care țin strict de mine, adică de credibilitatea mea. Bine, și rezultatul e vizibil, rezultatul, cum ai zis eu tu, cred, da? Că asta, da. E, asta e primul criteriu. Dar eu am început dieta asta undeva prin luna mai. Adică am pierdut adică startul foarte... noului an, înțelegi? Practic... Și rezultatele s-au văzut prin iulie, cam atunci am vorbit eu despre asta. Cât ai slăbit? Am slăbit 18 kg. Bravo, da, am slăbit mult. Da, nu, da. În 7 luni 18 kg. Nu, în 7 luni, în 3 luni am slăbit. Am înțeles. Deci cam luni. 6 kg, cam mult pentru. Da, nu știu dacă lună, e mult, dar depinde, cred că, de metabolismul fiecăruia. Doar că... Nu știai despre acest top, ți l-am... Da, tu mi l-ai dat, mi l-a dat, recunosc, mi l-a trimis. Cred că nu weekend mi l-ai trimis, sau nu mai țin minte. Pentru că, înțelegeam... la rândul ei, Carmen Brumă mi l-a trimis și da, cu un fel de... Da. Adică nu cu un fel, chiar cu mulțumirile ei, pentru că noi am promovat-o foarte mult și aici, uite, și datorită da, vouă... Carmen, și ea e un exemplu. Eu știu pe Carmen din 2003. Surpriza nu la ea mi s-a părut. Bine, surpriza e că nu e pe primul loc, dar mă rog, sunt multe feluri de... Surpriza, în primul rând, a venit din partea ta. Da. Ești imediat sub Carmen un reper. Da, îți dai seama, ea face treaba asta de o viață, ei s-a declanșat. Eu țin minte că mi-a arătat odată o poză când eram, ți-am zis, în 2003 eram colegi în altă parte și i-a arătat superb și atunci, adică, și s-a menținut. Da, face și foarte mult sport, știm lucrul ăsta despre Carmen și... avea în telefon sau nu știu cum, zice, uite-mă cât eram eu la 18 ani sau în liceu, o chestie de asta. Ea a avut o ambiție extraordinară. Da. Eu cred că și și-a făcut orice... un mod de viață din asta și... Orice cură de slăbire are nevoie și de ambiție. Absolut. Dacă și orice vrei, cură de slăbire, eu îți spun din propria experiență, are un moment de blocaj. Deci un moment în care tu nu mai slăbești. Normal. Deci rămâi așa și trebuie să... Mergi în continuare. Deci eu, după 2 săptămâni sau 3 săptămâni, slăbisem vreo 8 kg și nu mai dădeam jos. Mă puneam pe cântar. În primul rând, nu e bine să te cântărești zilnic, pentru că rezultatele nu le vezi zilnic. Normal. Și atunci, ca să te ajuți tu pe tine, e chestia aia. Mă duc, 3, 4 măcar 3-4 zile. Ceva, ideal ar fi la o săptămână. Și, bă, e foarte cald. Mă. Jur, mi-e cald. Te rog. Mai zice când hai să nu pierdem foarte mult timp. Da. Pentru că rezultatele vizibile nu mai e. Cum? Nu mai e nimic de zic. Rezultatele vizibile nu mai trebuie să mai convingi pe nimeni. Da, simplu, nu, e clar. Adică, nu uitați că televizorul mai adaugă și el vreo 5 kg. Da. Deci, uite, e cu 5 asta kg este o poză tot de la o petrecere a antenei, mi se pare acum 2 ani, tot în iarnă. Cea din mijloc. Da, cea din mijloc. Da. Băi, erai... mai planturos așa. Ce mai poți bufant. Să spun? O, doamnă. Viața bună. Mai bufantă, viața, ce aș putea să spun? Aia e. Hai să vedem despre ce dietă vorbim. Ce ai făcut? Măi, e o dietă care... Pentru că ai văzut, oamenii au căutat. Ține 11 săptămâni. Eu nu pot să o dictez, pentru că fiecare... Adică pot să spun în mare despre ce mare e vorba. Și apoi, da. În prima săptămână se mănâncă brânză cottage, tip cottage. Doar brânză tip cottage. De 3 ori pe zi? De câte ori poți? Poți să mănânci la orice oră. Deci asta e foarte mișto la dieta asta. Deci mănânci tipul ăsta de brânză și nu e aia necăcioasă precum e brânza de vaci, pe care are zeama aia mișto. Puteți lua perluțe de brânză cu smântână. Puteți lua... Dar la un moment dat trebuie să recunoști că aveau gust de scaieți după 4-5 zile. Nu e adevărat. Deci orice mâncare, dacă o bagi în tine numai pe aia o lună, brânzica asta o poți mânca. Pe mine de-aia m-a avantajat tipul ăsta de dietă. Pentru că eu nu, adică eu ajungeam seara acasă. Dacă mai munceam și pe aici, ajungeam noaptea și spărgeam frigiderul. Adică, corect. În plus, nefericirea vă îngrașă. Asta e primul lucru. Când ești nefericit, când ai niște... Da, toți ar vrea să, sau toți ar vrea să vrea cu toții să fim fericiți toată viața. Nu, da, e, nu e după noi. Și stresul îngrașă foarte mult. Și, adică la mine cel puțin. Și milionar și liniștiți am vrea să fim toți toată și eu aș vrea să. Asta spun. Deci, da, hai să ne e bine așa cum suntem, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Așa, deci da, prima săptămână în prima săptămână această brânzică, pe care o mâncați la orice oră din zi, din noapte, în ce cantitate vreți dumneavoastră. Păi, adică nu are importanță. Alături de această brânză puteți mânca legume, dar doar crude. Tip salată, fără roșii. Atenție, roșia este un fruct. Roșia îngrașă enorm. Cine spune mănânc brânză cu roșii, e... Da. Varza, adică roșia este păcătoasă rău în diete. 2 mere verzi pe zi, 200 de grame. În prima săptămână, da. Și un ou fier dimineața. Asta este, adică dimineața, prima masă.
Asta este proteina. Nu, un ou fiert întreg. Cu tot cu galbenuș? Da, cu tot cu galbenuș. E o dietă ok, dar din acele legume, adică n-ai voie să pui oțet, n-ai voie să pui lămâie. Atenție, tu nu îți poți face o salată normală, pentru că se produc niște arderi, da, în da, chestia. Se produce anumită aciditate care determină să rămână toate alimentele în sânge, știi? Și de acolo te îngrași. În a doua săptămână se trece la grătare. Orice cantitate, la orice oră. Poți să trec direct la a doua? Doamne, în ziua poți șasea... Poți să încep direct cu a doua? Deci, știi cum mă rugam? Să, deci simțeam miros de carne peste tot. Și dacă băgam nasul în țeava de eșapament... Dar neapărat la grătar? Sau fiartă. Aha. Vită, pește, pui. Da. Fiartă cu... Tot așa cât poți. Cu, da, cât și numai ori? Cu legume, cu acele legume crude. Fiartă cu niște hrean așa înăbușită. Renunțați la ou, în a doua săptămână nu mai există ou, există doar aceste cărnuri la orice oră, oricând. Vită, pește, pui. Este o dietă pe care ți-a recomandat-o medicul? Adică n-aș vrea totuși să... Este, da, este o dietă de la un... Recomandăm ceva nesănătos. Da, nu, este o dietă de la un nutriționist, dar care nu mi-a făcut-o pe analize. Eu personal sunt un om comod. Deci când mă luat, am vorbit cu toți. Mai multor persoane. Da, eu nu zic, eu cunosc, dar atenție, vă spun ceea ce am pățit eu. Există diete care în momentul în care tu slăbești, mă, te lași cu totul în funcție de alimentație. Dacă faceți fără sport, pățiți ca mine, pentru că eu din septembrie m-am dus și am rupt sala în două, pentru că ce credeți, atârnam foai de capul meu. Nu că n-aș fi, mă rog, nu chiar bunică, dar... Nu, budinca, am zis. Da. Credeam că bunică, dar nu mă deranja nici asta. Doamne ferește. Vine de aproape, deci pot să fie orice. Și uite, se transformă în ceva foarte da. Apoi, corect, începe sală. Trebuie să luați colagen. Eu iau seara o doză de colagen în fiecare seară pentru piele. E foarte, foarte important, pentru că oricum depun efort la sală și e normal să fac chestia asta. Că nu o să avem timp. Apoi săptămâna proteină. Săptămâna a treia ne întoarcem la acele legume, după care din săptămâna a patra. De cum? Numai legume? La acele legume și brânzici, de se reia prima săptămână, da. După care în săptămâna a patra se schimbă lucrurile, în sensul că patru zile nu mai e grătare, ai grătare două zile, următoarele două zile brânzici și în următoarea zi, în următoarele trei zile, ai voie să mănânci maxim 10 felii de pâine dietetică pe zi. O să vedeți, nu o să puteți, eu dintr-o de aia, deci eu ajunsesem, aveți cuvântul meu de onoare. Mâncai numai pâinica asta? Nu, pâinica și brânzica respectivă. Deci eu ajunsesem dintr-o jumătate de felie de pâine din aia, să mă satur, mă, mi se părea că iau masa la Ritz, înțelegi? Dar ce pâine? Dar din asta, fără gluten, știi? Care da, fără zaharul. Okay. Ideea e în felul următor. Eu și pot să vă spună colegii cu care mergeam la filmări, cu care făceam 100.000 de lucruri, eu plecam cu brânzica la mine. Am fost pe la Bacău, pe să ne grăbim că mai avem atâtea săptămâni. La restaurante mergeam cu brânzica la mine. Adică ce? Nici un pic de zahăr, aveți voie cafea, dar doar cu un dulcitor. Adică zaharină. Asta pe tot? Pe tot, dar o să rămâi așa, Dancă, eu am rămas, eu nu mai beau cafea cu zahăr. Săptămâna 5. Săptămâna 5, că nu mai avem mult timp e tot așa pe zile, va trebui cumva, nu știu, să o public, nu păi știu. Eu că rămâne cine vrea să își noteze, să uită a doua zi. Săptămâna 5 se reia povestea din săptămâna 1, dar se împarte la 2. Primele 4 zile brânzici, următoarele 3 zile carne. Da. Săptămâna 6, 7, 8 se reia ciclul primelor 3. Aha. Și ultimele 3 săptămâni da. Se mănâncă 2 săptămâni începând cu ora 11 dimineața un ou și apare iaurtul. Atenție, iaurt până la 7% grăsime, deci nu din ăla deci ultimele 3 săptămâni, ultimele 3 săptămâni până în ora 11, până în ora 11. Toată ziua numai iaurt? S-a făcut foame numai când dar o să vezi că deja tu când ajungi acolo nu mai poți mânca. Adică îți dai niște comenzi. Eu de exemplu acum nu mai mănânc. Eu n-am mâncat de vineri. Nu e bine nici ca mine. Da. Înțelegi? Dar nu mai am senzația aia de foame. Nu știu cum să vă explic. Nu... Deci pentru cei care au ratat începutul. În prima săptămână, brânză cotici, da? Cu legume crude. Da. Fără roșii. Fără roșii. Un ou fier dimineața. Un ou fier dimineața și două mere verzi. Două mere verzi. În a doua săptămână treceți la grătar, vită, pește, pui. Grătar sau fierte. Fără garnitură mare. Fără garnitură. Mai dați, nu, ai, a treia săptămână. Poza aia cu mine, grasă. A treia săptămână este prima săptămână, se reia, adică brânză așa. A patra,
grătar două zile, brânzica din prima săptămână, următoarele două zile și urmă ultimele trei zile ale săptămânii, 10 felii de pâine fără gluten cu brânzici. Cu, ai zis, cu un ou. Cu un ou dimineața, dar e foarte important în acele două săptămâni sau trei, câte am zis că după sunt, săptămâna să 5, se mănânce micul zile, dejun până în ora 11. Până în ora 11. În rest, săptămâna puteți mânca a 5-a, 4 zile brânzică, 3 zile aia cu carne. 6, 7, 8 se repetă, o să vedeți că dacă le așezați pe hârtie, probabil că săptămâna 7 devine săptămâna 3, care de fapt e săptămâna 1 și tot da, așa, da, știți, vă faceți și așa. Și o să vă treziți și ultimele 3 săptămâni, un ou dimineața până în ora 11 și restul iaurt până seara. Cât cuprinde, deci, practic, ultimele 3 7% grăsime. Sunt sărăcăcioase. Da, ți se pare că nu mai sunt, pentru că deja mâncatul este, de fapt, constă în comenzile pe care noi le dăm creierului. Păi da, și tu după ce ai făcut toate astea, lumea a observat. Eu după ce am făcut toate astea... Ai câștigat premiul neîncoronat de prima, de după podium, locul da. 4. Fără mențiune, să fim domeniul cum era. De 4 zile nu mai mănânci. Ce? Da, dar fără să-mi dau seama, deci discutând... Păi asta nu e bine. Păi eu știu ce spui, dar eu cred că suplinește regim. Cumva faptul că eu iau și aceste proteine pentru sală, știi? Pentru că... Vrei să spun ceva cât se poate de sincer? Da. Pentru că ba, chestiile astea de 14-15 ani, trebuie să te forțezi să mănânci, da. Pentru că ele se umflă în stomac, se expandează și ție nu-ți mai este poftă de mâncare. Dar, dar nu mai bine nu le mai ia pastea? Nu, pentru că nu poți face efortul. Cu sala are legătura tot. Da, nu ok, poți... sunt foarte bune. Gândește-te că dacă le maschezi un pic marketingul și le îmbraci altfel și le numești cât, înțelegi tu ce vreau să zic, toată lumea zice, mamă, produsele de slăbici de nu știu ce. Toate sunt aceleași lucruri. Sunt niște prafuri care suplinesc bine. Mâncarea. Dorian, dar te ajută la slăbici și hidro... Să nu înlocuiască, exact. E foarte colonoterapia important. Asta, ce fac eu, adică există să fac 10... Nu, nici nu pot să le zic clisme, pentru că v-am mai explicat este, eu, colonul da, e... Băi, Dumnezeu asta, deci crede-mă, dacă reușești și faci în două săptămâni 10 ședințe de astea, păi... Eu dau altă părere, dar mă rog, eu știu că nu trebuie să cureți organismul chiar atât de bine, pentru că toate bacteriile leneș. Alea au păi rolul lor acolo, adică nu trebuie să le scoți. Da, acolo, dar vezi că bacteriile... În asemenea ritm. A, că faci o dată pe an sau nu păi știu. Păi nu, se face această terapie. Păi lună. Nu, da, păi da, dar tu gândește-te că... Nu sunt medic. La prima chestiune, întrebare... păi mie mi-a explicat cadrul medical care mi-a făcut treaba asta. Și mi-a zis, băi, noi avem depuneri pe colon pe care le avem din copilărie. Da, îți scoate semințe de cred bostan, nu știu, zic și eu. Păi la primele două ședințe abia le moaie, nu te gândi că îți scoate tot. Păi vorbesc serios, pentru că ajunge foarte adânc, colonul nostru se împarte în patru zone. Da. O clismă normală curăță prima zonă, aceea. E, această terapie ajunge în toate cele pe colonul nostru, vine cu așa. Cu mai rău, deci îți scoate păi, nu e rău, toate bacteriile dar în primul rând are nevoie. Pe interioare. Tenus devine mult mai mișto, mai luminos, mai... Nu, mie nu mi se pare o chestie, dar, într-adevăr, și slăbești eu de la asta. Eu pe un termen mediu, nu neapărat a doua zi, să păi, știu. Odată da, pe știu, an abana. Faci treaba asta, dar terapia are 10 ședințe, ca să fie un detox complet și corect făcut. Da. Și cum? Da. Repet, n-am cunoscut. Trebuie să-ți bage un tub în fund. Îl bagă, da. Și pe el îți bagă apă caldă la 37 de grade, apă rece, apă caldă, apă rece. Acum depinde dacă vrei te țin de mână, nu știu. N-am. Da, dar eu zic că înainte să faceți lucrurile astea să vă interesați foarte bine și la cadre medicale. Repet, nu dar această terapie nu e făcută de adică e făcută de medici. Eu știu când e antibiotic, știi că vine farmacist zice, luați, domne, și pentru flora bacteriană, da. Pentru că antibioticul o distruge și aveți nevoie de ea, luați sigur, un eu nu probiotic. Zic că încurajez, eu deci, zic că eu am ajuns... o curățare data totală, ar trebui să mănânci cu lopata probiotică. Eu nu îndemn lumea neapărat să facă treaba asta. Am înțeles, da, eu nu, să facă, dar că să eu se am făcut-o și eu mă simt foarte bine. Da. Da. Și... Știi cum e la asta televizor, e. Ești dator să le spui oamenilor, da. Domne, nu și... faceți fără să vă informați. Absolut. Televizorul nu este Dumnezeu. Ne taie meciriul, pentru că meciriul este. Dar știi că ai zis că nu ne mai vedem săptămâna trecută. Cum ar fi să te văd și joi? Eu mi-aș dori. Doamne ajută. 1, 2,